USR contestă propunerea conducerii Institutului Cultural Român pentru numirea în fruntea reprezentanței de la Chișinău a Monicăi Babuc, fost ministru al culturii în Republica Moldova, dar și o apropiată a oligarhului Plahotniuc, potrivit USR. PSD și PNL susțin însă că Monica Babuc va reuși să promoveze la Chișinău limba română, cultura și identitatea românească. Să vii să propui doar pentru că ți impune PSD și domnul Ciolacu, la ICR, la Chișinău, o colaboratoare apropiată a oligarhului Plahotniuc, mi se pare o insultă la adresa statului român. Habar nu aveți despre ce vorbiți, numărul unu. O astfel de numire se face printr-o consultare. Citiți presa, hashtag. Se face printr-o consultare interinstituțională mult mai complexă și mult mai sofisticată decât aveți dumneavoastră habar. Sunt convins că prezența dumneavoastră acolo va reuși să readucă fenomenul cultural românesc la adevărata valoare pe care o are în acest spațiu. Președintele ICR o recomandă pe Monica Babuc pentru calitățile manageriale și orientarea culturală pro-europeană și pro-occidentală. A fost ministru al culturii timp de 6 ani consecutiv în 4 guverne de la Chișinău. Babuc spune că a făcut o prioritate din relația Republicii Moldova cu România și că are cetățenie română. Născută din părinți români din Regat, nepoată de bunici români care și-au pierdut cetățenia română nu din voia lor, ci pentru că s-a întâmplat acest lucru abuziv și puterea sovietică a realizat raptul Basarabiei de la România. Iată că eu, restabilindu-mi cetățenia română în anii 90, experiența mea, entuziasmul meu și energia care mă caracterizează ar putea aduce beneficii diplomației culturale române la Chișinău. Am fost colegă 3 ani de zile în Guvernul Republicii Moldova cu doamna președinte Maia Sandu, care era ministru al educației, iar eu eram ministru al culturii. Ne cunoaștem foarte bine, într-adevăr, cum spuneți, am rezonat pe valori. Monica Babuc a mai precizat că a fost colegă de guvern și cu actualul premier, dar și cu președintele Parlamentului de la Chișinău. Monica Babuc a fost membră a Partidului Democrat din Moldova, formațiune care, între 2016 și 2019, a fost condusă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care are mai multe dosare penale deschise în Republica Moldova.